Salutare și bine ați venit la un nou clip pe canalul meu. În acest clip vă voi arăta cum se descarcă, cum se instalează și cum se face un stick cu programul Ventoy. Ventoy este un program care transformă stick-ul într-un stick bootabil, dar nu în stilul clasic, cum îl știe majoritatea. Și acum, hai să vedem cum se face. Căutăm Ventoy pe un motor de căutare și dăm click pe primul link. Și dacă vreți să țineți minte, ventoy.net. Acesta este site-ul, se dă click pe download, downloads, downloads. Bun. Am uitat să vă spun. Tutorialul este pentru Linux, nu pentru Windows. La pagina de download căutăm ventoy.tar.gz, acesta. Dăm click pe link, ne duce la o altă pagină. Da, știu, e o prostie treaba asta, dar n-avem ce face. Pe această pagină iar căutăm ventoy.tar.gz, care este acesta, și dăm click să se descarce. Bun. Între timp, bem un par de suc, de cafea, de ce vreți, până se face descărcarea. Bun. Alegeți unde să se descarce. Eu l-am descărcat. O să mai dau încă o dată aici, alegeți descărcarea și așteptați să se descarce. De obicei se descarcă repede, dar acum nu știu de ce mi-a dat mie atâtea minute. Care o fi problema? Dar bun. Eu l-am descărcat deja. Continuăm tutorialul. Mergem unde am descărcat Ventoy-ul, arhiva, este o arhivă, se dă click dreapta, se dă extrage pentru Ventoy și s-a descărcat. Eu nu o să mă duc în acesta pentru că am întrerupt descărcarea, s-ar putea să fie corupt. Să mă duc la acest folder unde fișierele știu sigur că nu sunt corupte. Deci dăm click pe director sau pe folder, mai dăm o dată click, două click-uri la voi, la mine un click că așa l-am setat. Și aici unde apar aceste pictograme, facem următorul lucru. Eu personal îmi place să dau click dreapta, deschide un terminal. Bun. Să luăm dacă un click dreapta, deschidem un terminal. Și ca să vă fie mai ușor, alegem Ventoy GUI. Acesta. Scriem primele trei litere, dăm un tab. Ce este? Ce nu-i place? Ventoy GUI.x8 6 liniuță jos 64 și dăm un Enter. Extraordinar, comanda n-a fost găsită. Dacă dăm click dreapta și se execută, introducem parola, perfect. Deci și mai simplu. Click dreapta, execută, se introduce parola, se deschide Ventoy, programul de Ventoy. Alegem
Deci alegem discul. De obicei, dacă este stick-ul băgat în laptop, în calculator, îl vede automat. Și dăm install. Dacă aveți ceva pe stick, o să-l șteargă. Așa că aveți mare grijă ce aveți pe stick, pentru că îl formatează cu totul. Șterge tot ce aveți acolo. Dăm install, dăm OK, iar OK și așteptăm. OK. S-a terminat. Dacă mergem pe stick, avem stick-ul cu Ventoy. Cum îl facem bootabil? Cum punem o distribuție? Păi simplu, mai deschidem o fereastră, căutați o imagine ISO și prin drag and drop o copiați acolo. Una, două, câte imagini ISO încheie pe stick. După care dați un restart la calculator și puteți buta de pe stick. Acesta este tot tutorialul. Sper că este util, sper că explicația am făcut-o cum trebuie. Dacă nu am explicat cum trebuie și nu ați înțeles ceva, vă rog să lăsați un comentariu și refac tutorialul. Vă mulțumesc că ați rămas până la sfârșitul acestui clip, acestui tutorial. Ne vedem și ne auzim la următorul clip. Vă mulțumesc!